Salutări din Balansoar și bun venit la un nou episod al podcastului meu, Dragă Antreprenor Digital sau și Viitor Antreprenor Digital. Să știi că nu obișnuiesc să-mi ascult episoadele anterioare, nu am răbdarea asta și cred că mi-ar produce și mulțumire, dar și multă nemulțumire, pentru că aș depista imediat greșelile, locurile unde aș fi spus altfel, acum locurile pe care le-aș fi putut corecta sau le-aș corecta. Așa că, neascultându-mi episoadele anterioare, posibil să mă repet. Dar poate că e bine așa. În episodul de astăzi vreau să continui un pic tema jocului. Am reluat un pic ideile, am recitit iarăși din cartea lui, sau am citit și recitit, pentru că am mai citit odată cartea lui Johann Huizinga, Homo Ludens, despre care am vorbit și data trecută. Și am reținut astăzi ideea despre care am vorbit de fapt și în episodul trecut, ideea că joaca se sustrage timpului obișnuit, rutinei zilnice. Joaca este un extra timp, un timp neobișnuit, un timp suspendat cumva din șirul clipelor monotone, obișnuite, cele de rutină. De exemplu, cele 2 săptămâni de concediu pe care le avem într-un an este un timp suspendat din timpul obișnuit, cel al rutinei de peste an. Rutina care înseamnă pentru mulți dintre noi o activitate, plecăm de dimineață la muncă, venim seara de la muncă, acasă ne așteaptă muncile casei, familie, copii, care și ei sunt în aceeași rutină, merg la școală, vin acasă, fac teme, merg la școală, vin acasă, fac teme, merg la școală, vin acasă, fac teme și toată rutina asta este întreruptă de o lună, două, trei de vacanță. Noi pe vremea mea, în anii 80, aveam 3 luni de vacanță de vară, care erau minunate, erau paradisul pe pământ. Astăzi văd că din ce în ce mai mult acest timp al timp suspendat din timpul obișnuit este tot mai scurt. Și astea sunt regulile jocului astăzi, la majoritatea dintre noi, oameni care trăim în civilizația asta, în rigorile civilizației vestice, să zic așa. Așa ne-am obișnuit, asta e rutina noastră. Acum, sunt câțiva oameni care se trezesc și care vor să schimbe un pic această rutină. Îndrăznesc să iasă din acest, sau să încerce să se rupă din această rutină și să-și creeze o altă viață, un alt joc, după alte reguli. Încercarea lor este de a face din aceste 2 săptămâni de vacanță, de timp extraordinar, să facă din aceste 2 săptămâni un timp ordinar, adică o rutină. Să schimbăm un pic ordinea jocului. Și, în general, acel jucător care iasă din rutina jocului, care rupe această rutină a jocului, este cumva repudiat, pedepsit, disprețuit de ceilalți jucători care se păstrează în această rutină, da? Ia uite și la asta ce-și închipuie, că el își face alt joc, că el stabilește alte reguli ale jocului. Sigur că nu ne place atunci când cineva rupe regulile, schimbă regulile sau se rupe, pleacă din joc ca să-și facă jocul lui. Ok, ne place, nu ne place, există și astfel de oameni. Există oameni care se rup de această rutină, vor să-și facă alt joc cu alte reguli. Acești oameni, câțiva dintre ei, s-au adunat în această organizație numită Future of Digital, încearcă să-și croiască alt viitor, în care, așa cum am zis, scopul este să facă din aceste 2 săptămâni de vacanță, nu știu, cel puțin 6 luni de vacanță, adunate în timpul unui an. Aceste 6 luni de vacanță să fie așa, câte 2 săptămâni, câte 3 săptămâni, câte un weekend,
Deci să înmulțim timpii ăștia de vacanță și de joc în timpul unui an. Asta este scopul meu, cel puțin, și a colegilor mei de echipă. Pentru asta, sigur că ne stabilim reguli noi de joc. Și regulile jocului, jocul, în general, reprezintă o ordine în haos. Deci, orice joc, ca să existe, are nevoie de niște reguli. Și are nevoie de niște uneltele cu care ne jucăm. Asta e altă treabă. Dar, de fapt, tot aici se înscrie. Deci, regulile jocului. Regulile jocului în Future of Digital. Sigur că suntem o organizație de antreprenori liberi care avem acest scop de a schimba un pic rutina cu care ne-am obișnuit până acum, rutina vieții. Și în vederea obținerii acestui stil de viață care să ne permită o vacanță mai mare, am stabilit niște reguli ale jocului. Și în orice organizație, oriunde intri, sunt condiții și termeni. Astea sunt regulile jocului. Da? Deci o încercare de a ordona lumea, de a ordona haosul. Și ne supunem acestor reguli de joc. Ei bine, în Future of Digital fiecare este antreprenor, de sine stătător și în același timp jucăm și într-o echipă. Antreprenorul joacă un joc solitar, cum ar veni. Și succesul lui depinde de felul cum joacă acest joc. Și citez un pic din carte, din cartea lui Huizinga, Homo Ludens, pasajul în care se referă la jocul solitar. Zice așa, citez, printre calificările care se pot aplica jocului, am numit și încordarea. Acest element, încordarea, ocupă chiar un loc cu totul deosebit și important. Încordare înseamnă nesiguranță, hazard. Se face simțită o tendință spre destindere. Trebuie să reușească ceva cu un anumit efort. Acest element este prezent chiar și în încercarea unui sugar de a prinde ceva cu mânuțele sau la pisicuța care se joacă cu un ghem sau la fetița care ajunge și aruncă și prinde mingea. El domină jocurile solitare de îndemânare sau de rezolvat, cum sunt jocurile enigmistice, mozaicurile, paciențele, tragerea la țintă și crește în importanță pe măsură ce jocul are mai mult sau mai puțin un caracter de întrecere. La jocul cu zarurile și la competiția sportivă, încordarea ajunge la maximum. Activității numite joc, activitate care prin ea însăși se află în afara domeniului binelui sau al răului, elementul de încordare este cel care îi conferă totuși un anumit conținut etic. Căci prin încordare se pune la încercare forța jucătorului. Forța lui fizică, perseverența, dibăcia, curajul, răbdarea și totodată și forța lui psihică. Având în vedere că, în ciuda dorinței lui fierbinți de a câștiga, jucătorul trebuie să se mențină în lăuntrul limitelor permise pe care le prescrie jocul. Ordinea și încordarea, calități specifice ale jocului, ne duc la studierea regulii jocului. Orice joc își are regulile lui. El determină ce va fi valabil în cadrul lumii vremelnice pe care el a conturat-o. Regulile unui joc sunt absolut obligatorii și incontestabile. Am încheiat citatul. Deci e vorba de încordare. Regulile jocului în Future of Digital se supun sau sunt aidoma regulilor jocului în cadrul unui joc de echipă. În cadrul unui joc de echipă, să luăm de exemplu fotbalul, Messi sau Ronaldo sunt jucători excepționali. Ei, ca indivizi, își urmăresc fiecare cu încordare, deci fiecare are de rezolvat problema lui de a fi cât mai performant, fiecare ca jucător individual, pentru a se încadra într-o echipă și pentru a ridica acea echipă. Este jucătorul vedetă în cadrul unei echipe vedete. Și același lucru mă duce cu
cu gândul la Kobe Bryant, de exemplu, sau la Michael Jordan, care erau stelele, vedetele echipelor lor de basket, sau la Nadia Comăneci, în urmă cu 40 și ceva de ani, care era vedeta echipei de gimnastică a României. Sau Andreea Răducanu, mai recent. Da. Deci, să fii star tu, ca jucător, și să fii în același timp într-o echipă. Să fii și starul echipei, dar să fii și un extraordinar de bun jucător de echipă. Astea două lucruri sunt de dorit și în cadrul Future of Digital, pentru că fiecare antreprenor în Future of Digital trebuie să fie un antreprenor excepțional și să joace jocul antreprenoriatului, să învețe să joace jocul antreprenoriatului cu regulile respective, dar în același timp să fie și un excepțional de bun jucător de echipă, pentru că jucăm într-o echipă în Future of Digital, echipă în care trebuie să câștigăm noi ca echipă și trebuie să câștigăm fiecare din noi individual. E o construcție foarte complexă din punctul ăsta de vedere. Future of Digital este o comunitate de marketeri afiliați care împreună joacă un joc de echipă. Un joc de echipă în care fiecare își știe rolul său și trebuie să și-l joace cât mai bine. Și de asemenea este de dorit ca fiecare să poată lua locul conducătorului de joc. E ceva foarte complex și unic și îmi face foarte mare plăcere să joc acest joc în cadrul acestei echipe. Sigur că o echipă se formează în timp, se formează cu greu, e nevoie de dezvoltarea personală a fiecărui jucător, de trezirea lui, cum ar veni, de responsabilitate, de responsabilitate, e foarte bun cuvântul și cuprinde tot, cred că, responsabilitatea jucătorului de echipă într-o echipă. Da, despre asta este vorba în Future of Digital. Regulile jocului sunt impuse de către capitanul, de către conducătorul, de către liderul organizației Future of Digital, Adrian Repede, cel care a fondat atât organizația, cât și compania Future of Digital, Extradeal și Extravacanța, care are unelte de tehnologie și consultanță și de asemenea regulile organizației. Eu îmi închipui această organizație ca pe un teren absolut în care te poți juca absolut liber și iubesc foarte mult această libertate. Îmi închipui că zbengui în această organizație după voia inimii, așa cum zbengui în acest podcast al meu, despre care am zis de mai multe ori că îmi face mare, mare plăcere să împărtășesc aici cu voi ideile mele, gândurile mele, în speranța că preluați, că se preiau, că tu, drag ascultătorul, le preiei câteva dintre aceste idei și le poți aplica în activitatea ta. Mi-ar face plăcere să știu că ideile astea ale mele găsesc undeva un teren fertil și cresc mai departe, pentru că iubesc foarte mult acest joc al ideilor. Uite, iarăși este vorba de joc. Un joc al ideilor. Îmi place foarte mult gândul că ideile călătoresc, zboară din loc în loc și își găsesc, acolo unde își găsesc un teren fertil, acolo prind viață și cresc și dau roade și sunt la rândul lor preluate de către alții și duse mai departe. Iubesc această imagine a jocului ideilor. Și asta am iubit foarte mult și la Facultatea de Filologie, unde am găsit același joc. Mergând mai departe pe firul jocului, jocul este eminamente liber și eminamente irațional. Îmi vine în minte David Bowie, care spunea la un moment dat că omul pragmatic are nevoie de o farfurie
de aceeași farfurie, de o farfurie din care să mănânce. De ce, dacă avem nevoie de o farfurie, de ce există milioane, zeci de milioane, miliarde de feluri de farfurii colorate în milioane de feluri, cu forme în milioane de feluri? De ce omul simte nevoia să mai pună o formă, să mai inventeze ceva? E complet irațional, pentru că noi avem nevoie doar de o farfurie. Caragiu a fost la un moment dat întrebat dacă se poate trăi fără cultură și a zis, da, se poate. Dar ce rost are? Nu? Ce rost are? Și dintr-un interviu al lui Sergiu Celibidache am reținut ideea că arta îndeplinește o funcție, funcția frumuseții. Arta este frumoasă. Arta îndeplinește funcția estetică. Dar asta este doar o mască, doar un cârlic, o nadă. O nadă cu care te prinde. Funcția artei, a culturii, este de fapt libertatea. Cultura ne cheamă spre libertate. Și frumusețea este doar un cârlic cu care ne prinde. Vai, ce frumos! Te-a prins și te duce în lumea, într-o altă lume care este paralelă cu lumea reală, cu lumea, cu rutina. Așa cum vacanța ar trebui să fie și este un cârlig care te duce într-o altă lume a libertății. Și ne dorim să rămânem în lumea aia. Și pentru a rămâne în lumea aia, a vacanței și a libertății, am inventat această lume, Future of Digital, care este doar o nadă, un cârlig care te duce, dacă vrei, dacă te lași, dacă te încorzi suficient de mult, să atingi scopul acela de a face din cele două săptămâni de vacanță un stil de viață de nomad digital. Noi am spus nomad digital, pentru că este posibil astăzi. Deci dacă te încorzi suficient de mult, ai suficient de multă răbdare, persoasiune, perseverență, disciplină în a respecta regulile jocului, în a face pași unul după altul și a crește, atunci da, poți răsturna ordinea și ordinea obișnuită de prea mulți oameni. Poți răsturna ordinea obișnuită și să-ți faci din cele două săptămâni de vacanță un stil de viață de vacanță. Înspre asta te chem, înspre asta avem unelte și reguli ale jocului și dacă vrei să te prinzi în jocul ăsta, dacă vrei să răstorni această proporție și această ordine a jocului, unei rutine deja plicticoase, plictisitoare, care nu prea te duce nicăieri, care te ține într-o zonă de confort, într-adevăr, pentru că după o lună de muncă primești un salariu, dar te ține în această rutină și dacă vrei să rupi această rutină, te invit cu mare drag în acest Future of Digital, în care intri în alte reguli ale unui joc care te poate duce, dacă și tu vrei, spre o viață de joacă. Probabil că am vorbit prea alambicat, sper totuși că am fost clară, o să reiau în alte episoade, probabil într-un mod mai clar și mai puțin alambicat, aceste subiecte, aceste idei și până atunci te invit să reflectezi asupra tot ceea ce am zis și și sper din toată inima să vrei să încerci să rupi rutina în care te afli acum și să afli că există ceva, o joacă mai frumoasă dincolo de această joacă deja devenită rutină și plicticoasă. Și este un joc absolut posibil astăzi. Te invit în Future of Digital, te invit să mă întrebi despre ce este vorba și ce e de făcut și pentru asta te invit să-mi asculți următoarele episoade, să-mi urmărești postările,
din Facebook, Monica Vereșvații, din LinkedIn, din Instagram, din TikTok și să-mi urmărești următoarele episoade ale acestui podcast. Până atunci, te las cu bine și te invit să devii o voce vizibilă și relevantă în social media. Numai bine!